piețelor romantice și operelor, Scholti a studiat la Academia Liszt din Budapesta cu Béla Bartók și Zoltán Kodály. A debutat la vârsta de 27 de ani, la 8 succesiv posturile de director muzical la Opera Bavareză din München, Opera din Frankfurt și Covent Garden din Londra. În anul 1972 a devenit cetățean britanic și a fost distins cu titlul de cavaler al statului în același an. Între 1969 și 1991, Georg Scholti a fost director al Orchestrei Simfonice din Chicago și a obținut recunoașterea la nivel internațional a ansamblului. Posturi importante a mai deținut la Orchestra din Paris, recepută 32 de premii Grammy, mai mult decât orice alt interpret din întreaga istorie a înregistrărilor. Vă oferim astăzi, în rubrica Interpretul Zilei, versiunea sa asupra Simfoniei Fantastica de Hector Berlioz. Georg Scholti s-a aflat la pupitrul dirijoral al Orchestrei Simfonice din Chicago.